Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție ProSport Live. Sunt Daniel Nazare și discutăm în această oră despre meciul României cu Israel. Au mai rămas 24 de ore, facem calcule, evident că le face și Edi Iordănescu și încercăm să creionăm primul 11 cu care România va ataca mâine Israelul în fața peste 40.000 de spectatori. Probabil putem vorbi și de sold out. Deocamdată nu avem această informație, dar nu mai este foarte mult și în funcție de rezultat, probabil că vom mai avea un stadion plin, acela stadion Arena Națională în meciul de marți cu Kosovo. Discutăm la ProSport Live cu colaboratorul ProSport Dinu Gheorghe și cu editorialistul ProSport Marius Mitran. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Dani! S-a schimbat ceva în ultimile zile în ceea ce privește? Sigur că avem Florinel Coman și Valentin Mihail, înțeleg că sunt niște probleme, dar poate Florinel Coman va fi recuperat. Credeți că vom avea ceva surprize în primul 11? Asta pentru unii dintre noi poate fi. Aparține un jucător sau altuia o surpriză. Eu sunt convins că Edi și-a făcut toate calculele de vreo 2-3 săptămâni la un prim 11. Că, sigur, mă gândesc că acum 3 săptămâni se gândea că Mihaila va fi bun de joc și în locul lui să vină Coman, dacă Coman nu poate. Deci e clar că el a avut o formulă de echipă pentru cele două jocuri, cred eu, gândită. Așa cum îl cunosc eu, este destul de, știu, dar a plecat asupra fenomenului și la jocurile astea cu atât mai mult, deci a fost pregătit. Acum să vedem, totul m-a spus și luni seară, la această dublă, după părerea mea, încă o dată, repet, atitudinea trebuie să fie argumentul numărul unu, sigur, și suportul publicului care la această dublă trebuie să ne ajute. Trebuie să ne ajute și sper că cei care merg în stadion, vor fi și momente mai grele, sunt convins de asta, atunci să fie mai aproape de echipă ca niciodată. Rest, să sperăm că Edi va alege în bună formulă. Nu știm în ce formă sunt jucătorii, în special cei care joacă afară. Nimeni nu poate spune, poate Edi, care i-a urmărit sau a trimis și lui să-i vadă. Însă nu știm la acest moment la ce nivel de formă sunt jucătorii de afară care vin. Un Drăgușin care a făcut un joc foarte bun în campionatul Italiei și toată presa l-a lăudat, la maxim l-a lăudat. Apoi nu știm ce-i cu Burcă, care a plecat într-un campionat tot comentat în toată planeta, vehiculat acest campionat saudită, dar nu știm ce se întâmplă acolo, ce joacă el acolo. Să sperăm că va găsi soluția ideală la fundașul dreapta sau fundașul stânga, pentru că și acolo am avut probleme în ultimele jocuri. Aș face o paranteză aici, am văzut la fundașul dreapta că toată lumea vehiculează numele lui Manea, titular sau eventual Rațiu, care ne-a jucat. Eu cred că, după părerea mea, cea mai bună variantă acolo ar fi Sorescu. Sorescu a avut un început de sezon încărcat, bun, cu jocuri grele, Champions League. Echipa... Chiar dacă n-a jucat titular în toate. A intrat în toate, a intrat. Da, a intrat, dar n-a fost titular. Echipa lui s-a dus în Europa League, în grupe, nu-i puțin lucru, da. El mai are un argument și, sigur, sper că Edi să țină seama de asta. A fost un meci cu Anglia, că v-am mintit, la Middlesbrough, titular, da? Când a făcut un joc senzațional. În acest post de fundaș dreapta. Deci, mie mi se pare că jucătorul care în această poziție la loc și aceea multe jocuri în ultima perioadă și evoluții bune, ce am văzut în special ce note a primit în presa din Polonia sau note dată de cei de la UEFA, eu cred că ar fi o soluție acolo, poate să gândească Edi și la varianta lui, pentru că este extrem de ofensiv, avem nevoie jucători ofensivi. Vom ataca, sper. Nu cred că vom... Și așa gândesc. Nu cred că vom pune pe două linii, vom aștepta dacă și adversarului. Obligatoriu. Da.
Și sper să avem două începuturi de șoc, astea, să-i luăm cu fâșul, să spune, adică să simtă că joacă la București, să simtă că sunt în tribune 50.000 care respirația lor le vine în ceafă. În rest, e greu de spus, Daniel, la momentul ăsta. Sunt patru zile decisive pentru această generație a jucătorilor. Mai mă refer la un Burcă, la un Stanciu, la un Ali Bec, jucători care ar trebui, chiar și Bancu, jucători care au ajuns la 27-28 de ani, ar trebui în momentul ăsta să facă pasul. Deci ei trebuie să conștientizeze că aceste două jocuri înseamnă, eu știu, o împlinire a carierei sau să crească nivelul performanței pentru ei și mai departe. Când imaginea turneul final, fi convins că 1-2 vor prinde contracte mai bune la echipe, mai importante când sunt acum. România va putea să-i ducă poate și la un mondial dacă devenim o echipă solidă. Deci de-aia spun că sunt patru zile de foc pentru generația asta și de ce nu pentru fotbalul românesc. Încă o absență la un turneu final ar cădea greu așa și în imaginea fotbalului și în, eu știu, apropierea oamenilor către fenomenul ăsta special legat de echipa națională. Nici nu mă gândesc. Sper că vom câștiga amândouă jocurile. Marius Mitran, crezi că am putea să îi vedem în teren pe Birligea sau pe Pușcăș? Cu siguranță îi vom vedea pe amândoi, mai ales că e compartimentul. Mă gândesc să nu fie unul dintre ei titular dacă nu joacă Florin Alcoman. Ce a spus cu Ali Bec? Păi nu. Bec rămâne. Ali Bec rămâne. Dar cine joacă în stânga, cine joacă în dreapta? Mai ales că se joacă 4-3-3. Mai ales că amândoi pot juca o poziție în stânga. Acolo chiar și hai să vedem un pic dacă ne ajută colegii din regie cu primul 11. Da, e mai mult decât probabil să-i vedem pe amândoi, ținând cont că avem două meciuri. Da, ce uite, avem aici? Olaru, Răzvan, Marin, Stanciu, da, linia de mijloc, Moruțan sau Sorescu aici, Ali Bec și Florinel Coman. Dar dacă Florinel Coman nu este în primul 11, Birligea sau Pușcaș, nu? La acest 11 aș avea observație. Acolo, în zona centrală, unde e trecut acolo Răzvan Marin, da. Sigur, Răzvan Marin poate juca și Inter, fără nicio problemă. Corect. Eu cred că acolo trebuie să punem un închizător de meserie închizător. Răzvan cine? Marin, Băluță? Băluță sau Marin, Marius Marin. Acolo trebuia un jucător care să fie pe postul eu lui. Eu cred că așa va și fi, cum spuneți deci, dumneavoastră. Dacă Șur nu este, ca să creeze puțină concurență, atunci Băluță sau Marius Marin sunt jucătorii care asta joacă ei. Bun. Știi de ce cred că va fi așa? Pentru că am observat la Edi că are anumite partipriuri. Și putem să-i spunem așa. Da. Marius Marin e unul dintre favoriții lui. A jucat mai mereu acolo și da. Este și răspunsul lui, apropo, la neselecționarea lui Șut. Poftim, crește eventual. Acolo trebuie un jucător care să fie pe postul lui. Bun, și cine este din ecuație? Răzvan Marin sau Olaru? Păi nu știu, poate să Olaru. Răzvan Marin. Olaru e cel mai bun jucător din campionatul Inter. Da, dar n-a fost între favoriții lui. E adevărat. N-a fost. Da, eu mă refer la... Olaru, adică nu vă primul 11 fără Olaru. Olaru a avut așa niciun constante, dar acolo a jucat cu Craiova ultimul joc, parcă asta e în evidență, aici în evidență, dar e un jucător, sigur, de anduranță, un jucător care duce de la meci la meci fără nicio problemă. Eu spun așa că, cum arată echipa asta, e lipsită de un factor de siguranță. De asta spun, în fața celor doi, trebuie cineva care să ne dea, eu știu, mai multă încredere sau să fie locul lui acolo, așa văd eu lucrurile. Mă rog, da, nu bine, eu nu văd primul 11 fără Olaru. Pe de altă parte și eu aș începe cu el în linia de mijloc, chiar și înaintea lui Stanciu. Adică la Stanciu știm ceva din niște amintiri, nu știm ce sunt, dar Olaru l-am văzut, slavă Domnului. Asta e, avem și percepția asta că l-am văzut. Exact, e în ochii noștri. Îmi pare bine că apare Moruțan, sper să fie titular. A avut o sezonă, ce am citit și eu și am mai vorbit cu lumea în Italia, formidabil. Deci ar trebui să continue și e un jucător cu multă calitate. Și în primul rând, dacă nu joacă Florinel Coman, Moruțan este singurul jucător care poate destabiliza defensiva. A intrat foarte bine și în Elveția, acest aminte. Pasa la primul cred că asta a intrat foarte bine, nu pare. A intrat foarte bine atât în joc. După ce pe bancă jucătorii vin unii demotivați, unii supărați că n-au jucat. Pentru cei mai mulți nu e destul timp da, să deci, arate. Moruțan, într-adevăr, se pare că încet în cet devine jucătorul care a făcut banii care s-au dat pe el. Haideți să-l ascultăm pe Edi Iordănescu la conferința de presă de astăzi despre partida de mâine seară de pe stadionul Arena Națională. Este un joc cu importanță mare, un joc cheie, dar nu e un joc decisiv. Îmi doresc foarte mult mentalitatea corectă pentru acest joc, să fim pregătiți din toate punctele de vedere, atât tehnic, tactic, dar și emoțional mai mult ca niciodată. Suntem încă departe de calificare, mai sunt momente multe pe care le avem în față, multe dintre ele cu siguranță dificile, dar suntem pregătiți, spun eu, pentru
ale depășit din toate punctele de vedere. Dacă fac și paralele între ce era acum, nu știu, un an și 8 luni, când am venit la echipa națională, cam atâta știu că este, cu acest moment pot să spun că e o echipă mult mai unită, e o echipă mult mai conștientă de potențialul ei, e o echipă, sunt băieți care se pun mult mai mult în slujba echipei, sunt ani în care am suferit, sunt calificări ratate și eu am considerat că am pierdut multe din reperele și valorile pe care echipa națională României le-a avut în trecut. Datoria mea a fost, printre altele, să arăt din nou calea. Poate am luat și anumite măsuri categorice, unele dintre ele cu care nici eu n-am fost confortabil, care nu mi-au plăcut, dar sunt pregătit pentru asta. Am făcut asta deja aproape de 15 ani. Mi le asum pe toate. Pentru 4 puncte ați semnat? Aș semna pentru calificare și cu siguranță așteptați-vă ca să pregătim jocul la Victoria. Așa am gândit mereu, este spiritul care vreau să-l transmit către echipă. Tatăl meu este un cel mai titrat antrenor din istoria echipei naționale a României și cred că dacă discutăm pe lot, probabil că și el vede anumite lucruri diferite decât mine. Nu. Însă eu sunt cel care lucrez cu echipa. Sunt foarte sigur și recunosc asta că erau și alte nume care puteau să se afle acum alături de noi. Edi Iordănescu a declarat că n-ar semna pentru 4 puncte. Dumneavoastră ați semnat pentru 4 puncte, domnule? 3 cu Israel obligatoriu și unul cu Kosovo. Ați semnat, da? Și Kosovo nu m-ar deranja. Nu m-ar deranja. Marius? Nu m-ar deranja. Fără probleme. Kosovo vine cu handicap foarte mare acel joc egal acasă cu Andorra. Deci Kosovo... Și apoi meciul cu Belarus. Nu. Deci iau care îi scoate practic din... Și cu noi ar rămâne la fel. A face 2 puncte ca și noi, n-are cum ne depășească. Deci Israelul trebuie învins cu orice preț. Meciul acesta asta e este meciul pentru noi cheie. Și după aceea întoarcem cheia în broască cu Kosovo, dar să băgăm cheia în broască acum e momentul. Și mie mi-e teamă că nu e atât o problemă de lot sau o problemă de așezare în teren sau o problemă de inspirație, opțiuni. Cred că este o problemă, așa cum e de foarte mulți ani în fotbalul românesc, de mentalitate. Am ajuns încă o dată în fața unui meci decisiv, pentru că e un meci decisiv. Și depinde, da. Și depinde doar de noi. Doar de noi, sigur. Asta un meci e mai important lucru. Acasă la noi, cu publicul nostru. Da. Tu trebuie să-ți câștigi punctele tale. Restul nu te interesează. Să sperăm că vor conștientiza și vor realiza că, încă o dată repet, generația asta are o șansă. Și fotbalul românesc, e o șansă a lor. Și a fotbalul românesc, că mai facă un pas în ierarhia asta de sus, într-un turneu final. Pe de o parte avem un campionat care ne creează probleme, nu ne calificăm în cupele europene, în grupe, dar totuși avem aproape un stadion plin. Nu e totuși o contradicție? Da, spune nu. Echipa are șanse în clipa de față calificare evidente. România, fotbal este iubit, foarte iubit, știi? Adică nu trebuie să mai comentăm asta. Sau poate faptul că avem șanse de calificare, asta aduce lumea la stadion. Știi de câte ori? Steaua Rapid, da. Steaua Dinamo, la concurență cu Real Barça. Erau mai mult să se uitau la Steaua Rapid și la Steaua Dinamo decât la... Nu, era ori 10, știu că era ori 10. Da, da, la echipa națională nu era ori 10, să știți. De acord, dar uite, în momentul ăsta lumea dorește... Sunt generații care au apucat echipa națională în 94. În 94 erau... Nu mai vine aia la stadionul. În 94, 94 erau 14-15 ani tineri, da? Care au simțit momentul ăla. Au trăit, da? Da. N-a trecut. Au mai trecut 20 de ani, 30 de ani peste ei. Sunt la aproape 60 de ani. Iubesc echipa. De-aia spun că lumea vine, o să vedeți. Dacă vă uitați în tribune și m-am uitat și la meciurile din Superliga, sunt foarte mulți tineri care sunt foarte în tribune. Foarte bine. Este foarte bine, dar ăștia n-au nicio legătură cu anii 90 și cu... Da. Poate că auzi niște povești la părinți. Au citit familia, da. Le-a rămas tot... Noi, sigur, Gică Hagi în permanență, în toate comentariile apare Gică Hagi. Mai apare Gică Popescu, apar fel de jucători. Oameni le-am mai spus și noi niște povești. Pe astea. Le mai spunem că sunt reale, nu le inventăm. Spun. Tu cum vezi situația asta cu suporterii din tribună? Mie mi se pare perfect explicabilă din mai multe puncte de vedere. Nu are niciodată legătură calitatea unei întreceri continentale sau campionatului intern cu ceea ce înseamnă țara, România. Da? Pentru suporterul român, indiferent că e în galeria Rapidului, a Craiovei, a Stelei, a Dinamo, el are această pasiune la cotele cele mai înalte și așa eram și eu. Mi-aduc aminte că atunci eram cel mai emoționat. Doi, când simți mirosul ăsta de praf de pușcă, deci lumea de astăzi, ce înseamnă praf de pușcă? Meciul decisiv de calificare. Când era
domnul președinte adolescent și noi nu eram pe lume. Corect. Era da, s-a rămas foarte tânăr. Era un circuit închis. Da? Deci nu puteai să-ți dai seama ce înseamnă un campionat mondial sau european decât de la televizor, din niște fragmente de ziar. Ei bine, tot românul, suporterul român, 5 milioane de români sunt afara granițelor, știe ce înseamnă. E o sărbătoare. Va fi în Germania, trenurile, lumea, mândria lor. România e prezentă. Mândria asta lor, ei lucrează în Belgia. Da, în da. E mândru pot spune la acolo. La serviciu noastră cu un coleg belgian și jucăm mâine cu voi. Jucăm așa cu voi. Ne uităm la televizor la voi. Sau ne strângem unul lângă altul și ne luăm de ăla, că ăla e olandez și spune, vezi că o să fii cu noi Schengen, în grupă. Schengen. Deci deja e o lume, comunitatea europeană e o lume în care noi am intrat de mulți ani și e foarte bine că am intrat și atunci, nemai având acces la astfel de sărbători, de atâtea ori, la mondiale nu mai avem de când eram eu foarte tânăr și așa mai departe. Deci, de-aia vin, de aceea, pentru că România este o șansă pentru ei de a se legitima pur și simplu ca cetățeni români. Și vreau să închei cu ideea asta de meci decisiv. Domnul Dinu a suferit atunci, tu erai foarte mic, dar nu chiar așa de mic, eu am fost pe stadion. Ce ziceți de formula asta de echipă? Lung, Negrilă, Ginu Iorgulescu, Ștefan Iovan, Ungureanu, Rednic, Mateuț, Hagi, Klein, Coraș, Pițurcă. Fără Ștefănescu. Și fără Cămătaru, care fusese 0-1 cu Irlanda de Nord. 16 octombrie 1985. Exact. Deci o echipă formidabilă, cu o Irlanda de Nord, care nu spunea nimic atunci. Whiteside era un puști care jucase la Mondialul din 82, era cel mai tânăr. Adevărat, a avut în poartă portarul lui Arsenal, Pat Jennings, care a apărat. Deci, România de astăzi, dacă moștenește ceva peste decenii, moștenește această teamă de victorie. Lucescu a spus atunci, ne-a fost frică să nu cumva să câștigăm. Neavane îmi spunea, după 10 ani eram în redacție cu dumnealui la Gazeta Sporturilor, și spunea că imediat după meci, asta cred că știți, amănuntele, a stat acasă la Mircea Lucescu până dimineață. Lucescu nu s-a simțit foarte bine. După aia au început tot felul de, erau politruci care... Vreau să-l schimbe, exact. Și a stat până dimineață și dimineața a scris un celebru rămas articol, De ce Lucescu? Un articol care practic i-a salvat cât s-a putut salva, că după aia... În general, jocurile... Dar asta ne-a omorât pe noi. Am bătut Iugoslavia 2-0 la Zagreb, Dudu Georgescu și Ordănescu. Da. Am venit acasă, ne trebuia o victorie. Bătusem 2-0 la ei. Am avut 1-0 în minutul 1. 3-2. 3-2 la pauză. 6-4 pentru Iugoslavia. Da, dar mai fost și meciul care am reușit. Asta vreau să spun și eu. România-Danemarca în 80. Țara Gallo-România. Hai să spun. Nu, eu mă refer numai la alea acasă. Da, și Țara Gallo. Acasă, da. Aici, când e public, când e presiune. Am avut în 69 Grecia, unul încalificat pentru Mexic. 2-2, cred că a fost. 1-1. Da, Tomasos. Pentru mine a fost primul joc așa de echipa, pentru că aveam 15 echipa națională. Am fost la toate meciurile înainte, dar a fost momentul de vârf, așa. Stadion de... Erau 100.000 de oameni stadion. Da. A fost, dacă vezi, cam ce a fost în America, în 94, lumea în stradă, atunci noi nu era moda să iasă lumea în stradă. Era încă teamă, era altceva, era un sistem care nu prea permitea să ieșim în stradă. Dar, în schimb, ce a fost atunci în stadion, ce a fost cu Danemarca, în 89, la fel, după... Da. Exact, după ce a fost decisiv. Exact, după 20 de ani, ce a fost și atunci. Am trăit și multe eșecuri. Ungaria, 2-2, 7-2 era București. Aveam o echipă... Mai avut un meci cu Elveția. Mult mai bună. Atunci a fost două jocuri la rând. A Ungaria întâi și după Elveția. 0-0 și 1-2. 72. Cu Elveția la fel. Avem 1-0, lovitură liberă, bala. Vă întrerup puțin pentru că l-avem la telefon pe Ciprian Marica, a fost un jucător al echipei naționale. Bună seara! Salutare, bună seara! Vreau să te întreb dacă avem motive de optimism înaintea acestui meci și dacă trebuie să ne îndoim de ceva înaintea acestui meci cu Israel, despre care toată lumea spune că este un meci în care ar trebui să învingem ca să luăm o opțiune serioasă pentru calificare. Bun, cred că e clar că ne bazăm pe forța grupului. E clar că nu mai avem individualități care să facă diferența și atunci
În acest context, antrenorul are un rol foarte important. Consider că inspirația lui în selecționarea jucătorilor, cât și inspirația în alcătuirea primului 11, cei care intră în teren, când ai descoperit pe cei mai în formă sau ai vedea pe cei mai în formă, contează foarte mult. Vorbeam odată și țin minte că era un schelet așa al echipei naționale de la o echipă sau alta. Astăzi e mai greu să găsim și asta pentru a elimina relațiile de joc și toate lucrurile care nu le-ai timp să le lucrezi. Astăzi vedem jucători destul de de la mai multe echipe, pestriți, așa să spunem, și din punctul de vedere avem un minus, că nu putem să mai găsim relațiile de joc sau greu să mai avem automatisme. Cred că Israelul e o echipă care, cu care se bază la egal la egal. Nu cred că suntem inferiori și cred că suntem cu toți conștienți de miza acestei partide. Cred că nu mai e cazul să vorbim iar și iar de presiune la echipa națională, de faptul că e o tensiune și că e miza foarte mare și apăsătoare. Cred că știm cu toții asta și trebuie să acceptăm că așa e și jucătorii și antrenorii, să nu mai găsim acest alibi de fiecare dată. Iar în ultimul rând aș vrea să vorbesc despre partea fizică. Cred că acest handicap fizic pe care îl avem atât la nivel de echipă națională cât și la nivel de echipe de club, permanent suntem cei care stăm mai mult pe jos, care ne pierdem duelurile 1 contra 1, care nu putem să jucăm la 3 zile, care nu facem față și mereu trebuie să schimbăm jucătorii pentru a fi proaspeți. Lucrurile astea le cunoaștem de ceva timp și trebuie să lucrăm pentru ele, să vedem ce putem face să nu mai fim noi aia mai slabi din punctul ăsta de vedere. Și e un aspect, oare nu știm noi să lucrăm, nu știm noi să pregătim jucătorii? Oare am uitat și ne bazăm în continuare doar pe talent și pe faptul că suntem jucători mai tehnici? Vedem că nu mai e suficient astăzi. Cred că sunt lucruri ce trebuie să rezolvate sau găsite soluții, că pentru că tot mai suferim din punctul ăsta de vedere de ceva timp. Edi Iordănescu a spus că n-ar fi mulțumit cu 4 puncte, vizează 2 victorii. Tu crezi că sunt ok două rezultate bune, adică un egal și o victorie în această dublă? Foarte important este primul meci. Dacă vom reuși să câștigăm contra Israelului, atunci vom avea un alt moral să abordăm a doua partidă. Așa că primul joc să-l câștigăm și atunci, sigur, luăm și o opțiune serioasă în vederea calificării. S-a discutat foarte mult și despre jucătorii care au fost convocați, deși nu joacă la echipa de club, și mi-aduc aminte de un episod în care ai fost implicat înaintea unui meci foarte important cu Ungaria. N-aveai echipă sau nu erai la o echipă, te-ai antrenat singur, știu, cu 2 săptămâni înainte de meci, iar în meciul cu Ungaria, cred că a fost 3-0, ai dat primul gol al meciului în minutul 4. Sunt jucători care mi-am fost și eu, care mă motivam foarte bine când eram la echipa națională, care aveam așa un sentiment aparte când veneam pentru... Când veneam la echipa națională și jucam sub tricolor. Așa că, iarăși, mai am chestie. Cum îl simți pe jucător? Aici trebuie să recunoaștem și să-i dăm domnului Victor Petrucă meritul pe care îl avea în flerul ăsta de a alege jucătorii, de a îi simți momentele lor. Chiar dacă jucau, chiar dacă nu jucau, simțea domnul Victor Petrucă și avea acest atu. Pe care astăzi din ce în ce mai greu îl găsim la selecționer. Pentru că, să fim serioși, la echipa națională nu ești antrenor. Ești selecționer. Aici trebuie cu totul și cu totul alte calități. Sau anumite calități mai mult decât celelalte. N-ai timp să-i antrenezi, n-ai timp să creezi relații și o poveste, să spunem așa, ci doar trebuie să fii inspirat în a-i selecta pe cei mai în formă și de a-i face să joace bine împreună, bazându-se pe, clar, inspirație și ochi. Da, o întrebare și despre Farul, pentru că ești acționar acolo. Înțeleg că și Rivaldo va prelua o parte din acțiunile clubului.
La nivel de zvon, mi-a tot sunat astăzi telefonul. Cel care știți foarte bine vinde acțiuni este Gică. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, numai el vă poate spune și când și cum. Dar ai auzit lucrul ăsta, bănuiesc, nu? Doar la nivel de media. Am înțeles. Mulțumesc mult, Ciprian Marica, toate cele bune. Vă mulțumesc și eu, la revedere. Ciprian Marica, în direct la ProSport Live. Haideți să-l ascultăm acum și pe Nicolae Stanciu, ce a avut de spus înainte de acest meci și revenim apoi cu alte reacții. Forța grupului este mai mare ca niciodată și mă repet, aici sunt de 8 ani de zile la echipa națională. Unitatea grupului și încrederea pe care o avem unii în alții, atât între noi ca jucători, cât și în mister și în staff-ul dânsului, ne-a făcut să ajungem în punctul ăsta, unde depinde de noi. Noi am creat acest moment, am arătat în Kosovo că putem să luptăm și să ne batem în măcirlă, am arătat în Elveția că putem alerga oricât și nu renunțăm niciodată. China e departe și s-a pus de multe ori problema dacă mai vii sau nu. Sau... V-aș ruga să-mi respectați decizia. Aceea de nu a vorbit despre acest lucru, pentru că la rândul meu respect echipa națională, respect pe mister și toți jucătorii. Toți suntem conștienți că cu această calificare vom ridica nivelul fotbalului românesc și nivelul tuturor. Propriu. Da. Poți repeta? Unde? Pe picior. N-ai luat decizia asta după un anumit moment? Care a fost momentul? Nu a fost niciun moment, Sara, nu a zis ceva. Atât de mult îmi iubesc Sara. Da, l-am ascultat pe Nicolae Stanciu. Aș vrea să spun ceva legat ce a spus sigur. Marica, puțin să completez. Și eu vreau să vă întreb. La un moment dat a spus că, sigur, ziua de azi, jucătorii români, probleme, nu pot juca la 3 zile, forță, facem față, pierdem duele directe, unul contra unul. Fotbalul de astăzi este, zic eu, destul de simplu de perceput, dacă ai elementele. Fotbalul înseamnă forță și viteză. Sunt primele două criterii care se iau în calcul. Plus valoarea care vine și face diferența între o echipă a României și o echipă a Franței, este tehnica. Tehnica care noi ne tot agățăm de ea. Dar tehnica asta noastră nu are la bază forță și viteză ca să putem să o punem în valoare. Din păcate, nici cei care lucrează în nivel junior și copii, probabil că selecția e foarte prost făcută și nu selectează ce e mai bun. Apoi, pe parcursul creșterii jucătorului, să ajungă la vârsta senioratului, este greșit făcută. Sunt foarte mulți jucători care la 18-19 ani plac ochiului, impresionează. La 23, nici nu mai știm dacă mai sunt în Liga 1 sau Liga 2. Numai. De-aia spun că noi nu avem cele trei criterii care sunt de bază în fotbal astăzi. Ne agățăm această tehnică care ne tot agățăm de ea de 50-60 de ani, suntem tehnici. Da, tehnici, dar unul contra unul când ai doar tehnica, nu faci față. De-aia spun că altceva vreau să vă întreb de Marica. Atunci când l-am întrebat despre Rivaldo și cele 10 acțiuni, am mutat-o la Hagi. Poate că e deranjat de faptul ăsta că mai vine cineva. Ce zici? Da, e foarte clar acolo. Hagi conduce totul. Nu cred că Marica și vrea să împarte așa pe bucăți 10%? Nu cred că... Acum, oricine vine. De unde pleacă acele... Șucu a făcut poate de asta e supărat. Dan Șucu a făcut o declarație legată de colaborarea Hagi foarte clară, foarte simplă. Hagi voia să aibă investitori, dar el să conducă tot. Oamenii care investeau nu aveau decât, eu știu, un drept de veto sau să... Un investitor când vine vrea el să conducă, nu lasă pe Hagi. Asta e povestea. Cineva care vine și majoritar într-o societate vrea să aibă decizia finală. Da, e clar că nu e cazul ăsta. Nu va fi. Nu vrea Hagi. Nu vrea Hagi. Nici Rivaldo nu va putea să obține așa. Și mă îndoiesc că Rivaldo, așa s-a îndrăgostit de Constanța, de Faru sau de ce acolo, încât o să vină să investească banii care are Hagi nevoie de ei. Pentru că Hagi are nevoie de un partener care să aducă în fiecare an 2-3 milioane de euro în club. Eu știu că Rivaldo își permite aducă banii ăștia. E și o lovitură de imagine, dar înțeleg că vrea să vândă niște bucăți, adică câte 10%. Deci, 10% Lumitran, 10% Lumitran. O să avem un titular acum de bază la Faro, pe Rivaldo. Pe Rivaldinho, da. Pe Rivaldo mai greu. Da. Cum vezi situația asta, Marius, de la Faro?
E greu să cred că va veni, tocmai pentru că Rivaldo nu face parte din galeria asta a moștrilor care se plimbă cu avioane private și învârt lumea. Sigur, a fost un jucător uriaș, însă pe vremea lui, ca și pe vremea lui Hagi, ca și pe vremea lui Popescu, nu erau banii de astăzi. Să nu uităm că Hagi pleacă pe 4 milioane. Hagi a plecat pe o sumă de 3 ori mai mică decât Denis Mann. El plecând la Real Madrid, da? Iar Maradona a plecat la Barcelona pe 2 milioane. Cam ca Screciu. Câteva decenii totuși între ei. Da, dar deceniile alea nu l-au ajutat pe Rivaldo să vină. Dovadă că un jucător o generație mai târziu decât el, deși au jucat împreună o perioadă, Ronaldo, brazilianu, e patron la o echipă modestină, dar totuși Real Valladolid. Real Valladolid. Da, da, într-o țară unde, fotbalul e David Beckham. E la pe bogăție acolo, pentru că acolo e pe huzur, pentru că n-a venit cu banii lui. El e imaginea. Imaginea, asta vreau să spun. Acolo sunt parfumuri, îmbrăcăminte, sigur, e și el dintre cât parfum cu... Da, mi-e greu să cred. Hagi are nevoie, cum spunea domnul președinte, de un forte, de un șucu. De niște bani, da. De un oamenii ăștia care au bani nu vor să dea și să nu comande. Nu merge. Cum ar veni șucul la Rapida să nu comande el, să comande... Nu a spus că nu comande el. Da, și nu asta l-a scăzut? Sigur că nu face partea sportivă, dar sigur că și normal să comande până la urmă, peste tot. Ce, Florentino Perez mișcă nici turnurile alea din Madrid, nu mișcă în fața lui. Bun, întorcându-ne un pic la Stanciu, v-a surprins acest transfer din China în Arabia Saudită? E în avantajul lui? E vorba de salariu? E vorba de echipa națională, că e mai aproape? Care ar fi argumentele? Eu spun că între China și Arabia Saudită, la un moment dat, nu ar fi o diferență prea mare de pentru el. Nu ar fi o diferență prea mare pentru el, privind adversitatea, ce se întâmplă aici sau dincolo. Am mai jucat în Arabia Saudită, e clar că... Ultimele lui transferuri au fost făcute numai pentru dorința financiară, să facă mai mulți bani când se lasă să aibă o viață mai liniștită. La fel, aproape de echipa națională, este, va rămâne același jucător, după părerea mea. Nu cred că îi va influența cariera într-un fel sau altul. Din contră, poate mai multă liniște, dacă tot se vorbește un salariu ăsta faraonic. Cred că e mai mare decât cel din China. Păi normal, de-aia și plecă. Și vreau să mă că echipa în China este într-o cădere. Wuhan, echipa unde a fost el campionul trecut, sunt până la mijlocul clasamentului. Nu mai sunt așa o sperietoare în campionatul chinez. Tu cum vezi, Marius? Cu cât câștigă mai mulți bani, indiferent de unde iau acești bani și în ce campionat joacă, e cu atât mai bine pentru noi, ca starea lui psihică, ca un randament, ca un jucător care să poată concentra pe echipa națională. Sunt clar. Eu zic că în clipa asta el este liderul echipei naționale. El, la experiența care o are, la ce joacă, ce poate juca, el poate trage echipa după el. Să mai tragă echipa după el? O poate să o tragă. Eu spun că echipa națională, mătuta fără Nicușor Stanciu, nu se poate face în primul 11. Deci credeți că e Radu Drăgușin, Stanciu... E tânăr Drăgușin, e foarte tânăr. Da, pilonii de bază, echipe naționale în momentul de față. Eu aici cred că trebuie să pui și pe Burcă, adică aș pune cuplul de fundaș central, care deja, eu zic că... Deci avem doi din trei piloni principali din Arabia Saudită. Burcă a apărut tot târziu la nivelul ăsta. E adevărat. Nu a venit ca Drăgușin la 19 ani. Da, dar de când sunt, de un an, ei cred că sunt... Eu cred că piese și de bază. În mod normal, Burcă, Drăgușin, Stanciu, Alibec. Drăgușin, Stanciu, sigur, are și o anii cariere, peste un an, doi, poate Ianis Hagi să vină în locul lui să devină acel număr 10 care să fie liderul echipei naționale. Hai să nu ne grăbim, hai să câștigăm mâine, că să avem o seară grea. Știți până... Asta? Că a trimis un soldat sovietic, o scrisoare tovarășului Stalin, tovarășul generalisim Stalin, zice... Înaintea bătăliei de mâine de la Stalingrad, zice, eu sunt din gubernia Cutare, satul Cutare. În caz că mâine cad în luptă și voi fi omorât, și vă rog din suflet să mă primiți în rândurile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În caz că nu, nu. Așa suntem și noi. În caz că iese lideri, pilonii, baza... Da, nu mai contează. În caz că nu iese mâine... Opțiunile n-au mers. Mare, să întâlnim o echipă care nu este cu nimic superioară. Asta e toată speranța noastră. Aici pleacă speranța și poate fi și o mare dezamăgire. Deci nu sunt cu nimic evrei, izraelieni nou superiori. Cu nimic.
Deci cu nimic, n-au nimic față. Au un Solomon care joacă la, nu joacă, joacă la Tottenham, da? Dar nu ne sunt nici inferiori. Nu, tocmai de-aia nu. Sunt la același nivel. Da, și atunci... Joci acasă. Ne-au luat 30 cu unul care de nivel cu noi. Nu, categoria ușoară amândoi, nu grea. Unde tu ai făcut 2-2, au luat 3-0 fără să respire. Domnul Dinu Gheorghe, dumneavoastră vă percep așa un tip, cum să spun, pesimist. Acum vă văd prima oară optimist în ceea ce privește echipa națională. Îmi doresc în primul rând și poate, de aici pleacă optimismul. Îmi doresc foarte mult să ne calificăm la final și îmi doresc ca încă o dată această generație să reușească ceva. Dar la Chivu Mutu, tot ce a fost până acum, am fost în Franța în 2016, cu mare șansă, mă rog, nu mai contează. Dar în momentul ăsta, e păcat să nu profităm de ieșirea asta, care putem să o avem în lumea bună a fotbalului european. Că la mondiale mai e greu, probabil. La europene putem zice. Dacă nu, nu. Deci dacă nu vom reuși, va fi iarăși generația pierdută, anii sacrificați, turnee finale care se vor îndepărta. O să vezi și îndepărtarea oamenilor față de fenomenul de fenomen. Dacă însă vom reuși, totul va fi, inclusiv la nivelul campionatului intern, inclusiv valoarea celor care vor face parte din lot și vor fi acolo, totul se va schimba. Totul se va schimba doar prin, asta e convingerea mea, doar prin rezultatul acestui meci. Pentru mine, acest meci e ca cel cu Danemarca din 89. Batem Israel pentru că facem 4 puncte. După care noi avem tot acasă cu Kosovo, ei au acasă cu Elveția, ne mai ducem și noi peste ei. Se poate, Elveția, dacă noi batem, este foarte aproape de noi. Și Kosovo la 6 puncte noi acum. Nu-și mai poate permite. La 6 puncte? Da. Sau 5-6 puncte. Dacă îi bați, s-a încheiat. Ei nu pot bate Elveția. Bun, hai să vorbim un pic despre Marius Șumudică. A plecat în Arabia, în Turcia. Și a luat cu el și doi jucători, Florin Niță și Junior Moraes. E dorința lui. Mulți antrenori au un speech așa. Iau jucători care știu că sunt cu mine, care... De încredere. De încredere, mă rog, sigur. Da, dar e și un risc. E cu două tăișuri. Ție se e bine, nu ție se... Junior Moraes a mai fost, a jucat în Turcia cu Șumudică. Chiar aici, la Gaziantep. Știe campionatul. Florinița a avut niște oferte pe aici, dar a cerut, înțeleg. Florinița, având o perioardă bună în Cehia, chiar și la Pardubice n-a apărat rău deloc, au scăpat de retrogradare. De-aia spun că, nu știu, asta a fost dorința lui, să-și aducă lângă acești jucători care îi cunoaște, să încerce să salveze lucrurile. Va fi foarte greu, este echipa la retrogradare, în clipa de față, chiar dacă a trecut 4 etape, probabil că lotul nu mai este cel care l-a pus și Șumudică atunci. Depinde acum și financiar, câți bani vor reuși să investească bașcanii, să-i aducă câțiva jucători de calitate, mai e și Maxim acolo. Și după ce a spus Daniel Nicolae, pleacă circul și Mudic a plecat și acum Nicolae este liniștit, nu mai e nicio problemă. Haideți să-l ascultăm pe Marius Șumudică ce a spus la plecare. Mă întorc acasă, mă întorc la Gaziantep. Este orașul și echipa unde am făcut performanță în Turcia. Toată lumea m-a dorit și au dorit foarte mult. Mi-au acceptat toate condițiile, inclusiv tot staff-ul, absolut tot. Mă duc să muncesc, iau echipa într-un moment delicat, 0 puncte, sunt pe ultimul loc și va trebui să reușim să ieșim de acolo și să îi scap de la retrogradare. Asta e obiectivul. Veți lucra din nou cu Maxim? Da, voi lucra cu Maxim și sper să mai lucrez și cu alți jucători. Un rom, da, român. Aveți pe cineva în cap? Poftim? Aveți pe cineva în cap din jucători români? Da, am niște gel, mi-am dat acum, de la Vela, mi-am dat niște... Rapidul rămâne echipa mea de suflet, Rapidul echipe rămâne echipa mea care o iubesc și care o voi iubi până, să zic așa, până voi pune mâinile pe piept. Și pentru Rapid, pentru mine, înseamnă enorm și mi-aș dori din suflet să-și... Domnul Bergodis să-și îndeplinească obiectivele. Eu sunt ferm convins că au un cuvânt greu de spus. Am văzut atmosfera pe Giuleș și eu prima oară am mers pe Giuleș și am văzut-o. Și ca oricând încep să curgă lacrimi și Rapid e ceva parte în inima mea. Îmi doresc să luăm 6 puncte. Deci, mi se pare că e un Șumudică schimbat, nu? Îmi doresc să luăm 6 puncte. Îmi doresc din suflet, îi doresc baftă lui Edi. Doresc baftă echipei naționale, să fie inspirați, să luăm 6 puncte, să ajungem și noi la un campionat european. Ne e dor. Marius Șumudică, amuzant. Știți ce speculație pot să fac și eu? A venit la ultimul meci al Rapidului acasă,
pentru că știa că pleacă în Turcia. Altfel n-ar fi venit. Probabil. Sunteți de acord cu mine? Da. Probabil, da. E credibil. Că altfel s-ar fi interpretat, domne. Așa, domne, vin, plec în Turcia, nu mai... Nu mai poate comenta nimeni. Exact, nu mai poate comenta. A venit să bage bățul prin gardă. Da, nu până la urmă e un gest mai degrabă fer ăsta, că a venit într-un moment în care... Că nu putem contesta. Eu am lucrat cu el. Rapidist nu putem contesta. Adică, sigur, dar nu e un simbol al face și... Asta e mult. Au fost jucători mult mai mari ca Schumacher. Nu e un simbol pentru dar că, e o chestie de atașament. Da, asta e altceva. Dar nu un simbol. Simbol? Poate să ne spună Marius Mitran. Simbol a fost Dan Coe, uite că era ziua lui. Da, astăzi. Și Daniel Pancu a fost mai mare. În zilele noastre Daniel Pancu, sigur că da. Și lista poate continua. Dar altceva vreau să te întreb, Marius. Crezi că Junior Moraes a vrut să plece pentru a mai juca, i s-a prelungit contractul încă un an. Da, acum... i s-a prelungit, dar era limpede că nu mai prinde echipa. Odată cu venirea lui Borza și felul în care el a jucat în meciul cu voluntarii. Și cum a fost tratat. Eu spun doar de randamentul lui din teren. Era clar pentru el că nu mai are loc acolo. Și atunci, sigur că avea un contract și banii mergeau până... Dar la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut, s-a spus că vrea să se retragă. Și a fost rugat de conducerea Rapidului să mai semneze pe una. Da. La fel cum a fost... Echipa nu mai prindea în mod obiectiv. La fel cum a fost rugat Dragoș Grigore. Dar aici poate că a fost dorința lui Adrian Mutu, pe care n-a împărtășit-o. Dacă și Mudic ar fi drăguț cu Rapidul, să lea și pe Grigore cu el. Să știi, da. Asta este o chestie. Da. Dar nu cred că îl ia, dacă mă întrebați pe mine. Nu le-a jucat la Dinamo, n-a jucat la asta. Eu cred că acolo a fost greșeala lui Mutu. Mutu a insistat pentru Dragoș Grigore. Evident, el a plecat și acum omul e sub contract. Anul trecut n-a jucat chiar rău de grea. A avut evoluții oșilante. Mi s-a părut că nu mai poate. E evident mai bun Iacob decât el. Evident, adică are cu tot o altă aliură în teren, alt curaj și faptul că... E tânăr lângă Săpunaru, adică ar fi fost doi stoperi, amândoi cu anumite probleme fizice la vârsta pe care o aveau. Așa se completează Săpunaru cu Iacob. Da, n-avea loc acolo, e logic să faci pașii ăștia. Până la urmă nu pierzi nimic, nu ai un contract și intri în alt contract. Și dacă se accidentează Borza sau ia cartonaș galben? Dacă se accidentează e Brown, care a început acest campionat ca fundaș stânga la Rapid până să vină Borza. Domnule Frește, în același joc ia și vreun roșu One. Aici mi se pare dreptate, o strategie, dar pune situația așa, excepțională. Nu care conduc clubul. O echipă care vrea titlu, aproape titlu, o echipă care vrea Cupa României, vrea să facă o figură deosebită, obligator să aibă posturi dublate. Și nu dublate, aduc de-un dreapta în stânga, aduc de-un vârf fundaș central ca să... E dublat cu La banii Rapid, la nevoie de un fundaș lateral în clepață, normal, stânga. Eu nu o să am pe Ștefan să plece. Îl țineam până în iarnă, îl țineam până în vară. Păi, asta este, vine Rapid, ai un contract, îl respectăm. Poate vrea și el să joace. Să joace, joace mai bine decât Borza și intră în teren. Eu cred că e cineva... diferență mare de valoare între ei. Cum spune și Daniel, până la urmă îți dai seama dacă ai vreo șansă. Concurența nu exista acolo. Plus că la Sepsi a plecat Dumitrescu și vine atunci, pe locul lui. Sigur, acolo... Și e garantat cumva locul lui. Și recupera banii de-ați pe el. Și știe echipa, știe, cunoaște mediul, nu. Dar Rapid s-au schimbat lucrurile. Adică Bergodi, așa pe tăcute, a cam schimbat echipa. În stilul lui, da. Tăcut, discret, fără să comenteze... Au dispărut din echipă aproape fără să ne dăm seama. Și Moraes, și Grigore, și Cârjean. Ce să comenteze? De ce n-a comentat când era 2-2 cu Botoșeanu, 0-0 cu Sepsi, 0-2 cu Petrolul? Atunci n-am văzut comentarii. 1-2 la voluntari? Păi nu, oameni buni la Rapid. Bun. Știu că, sigur, stai pe vană, că am avut niște declarații, doamna Angirescu, critică, experții, acum nu ce mai zic experții, că am făcut transferuri foarte bune, am adus antrenorul cel mai bun, care era pentru Rapid, da? Păi nu, dar în primele 5 etape, cum a fost domnul Angirescu? Păi da, dar în primele 5 etape el abia vine la echipă, cu 4 zile înainte de prima etapă, totuși începe binișor. Fotbalul nu așa de judecă. Ce faci? Da, dar o redresează. El... E meritul lui că Rapidul acum. Au trecut 3 etape de redresare. Hai să ne grăbim. Oameni buni la Rapid. Eu zic că nu, nu se opresc aici. Eu doresc să câștige toate meciurile la final. Tot până la final să câștige. Dar hai puțină ușor. El venea cu o piatră de... Lăs pedalul de picior. Cu o bilă legată de picior, dacă vreți să rămânem în aria asta. Și cam mare și neagră. Și cam mare. Adică el n-a venit
cum s-au întâmplat lucrurile, de pildă cu Mandorlini, o să dau tot un italian, care vine din vară, a știut. Eu nu contest ce poate să facă Bergodi. Poate să facă lucruri foarte, foarte bune, mentor rapid, da? Dar eu spun că ușor. 5 etape a fost un... Nimeni nu știa ce e acolo, în era vrie, așa. Da? Și au venit 3 etape bune, într-adevăr, bune. Care am întâlnit o echipă total dezlânată, total dezacordată, dezacordată Craiova, da, o echipă Dinamo fără valoare. Dinamo nu are valoare de play-off, pentru că să facă față. Ce am spus, Dinamo are un risc foarte mare. Au jucat 4 meciuri cu echipă în play-off în anul trecut. N-au luat un punct. Și vor fi punctele pentru Dinamo, vor fi 12 meciuri cu echipele astea. Botoșeni. De asta spun că singurul... Da, nu mai știți ce cred eu, că și echipele de categoria de care a amintit Daniel nu vor face puncte cu echipele acestea. Deci eu cred că FCSB, CFR... Ea și-a făcut cu conjunctura... Cu farul, nu? Păi da, da. Și rapid a făcut cu farul în conjunctura aia 3 puncte. Nu chiar. N-a fost aceeași echipa a farului din meciul cu Rapid, precum cea de acasă. A dat o replică mai bună pentru Rapid. Haideți să-i ascultăm pe Bornescu, Ionuț Voicu și pe Mazilu despre ce se întâmplă la Rapid. Rapidul merge ceas, da. A intrat pe un drum normal, din punctul meu de vedere, la investițiile care se fac, la suporterii care îi avem. Rapid a intrat pe un drum normal. Toți suporterii și toți ne dorim ca Rapid să câștige un trofeu, însă, din punctul meu de vedere, mai important este să găsească o formulă corectă, să se stabilizeze din punct de vedere al jocului, și să, în anii următori, să câștige un campionat. Ora exactă, din punct de vedere al suporterilor, este dată mereu. În România, din punctul meu de vedere, îl dă Rapidul. Așa că sperăm ca și la fotbal să ne ridicăm la nivelul lor. Și deci e timpul pentru un trofeu la Rapid, nu? Asta e obiectivul anul ăsta, să câștigăm un trofeu, să fim în primele 3 și de ce nu să ajungem să jucăm în cupele europene, în grupe. Rahmani este un locuitor pe măsură, cred că va deveni, din punctul meu de vedere, numărul 1 în România ca și atacant. Arată bine grupa, să zic. Rapid, oricum, în momentul ăsta, cam ar trebui să nu ne mai temem, să zic, de nimeni. Atunci, cu oricine am jucat, Rapidul cam este favorit. Însă, în cupă, chiar cred că nu... Cel puțin din grupa asta n-avem cum să nu ieșim. E și meritul domnului Bergodi pentru ultima perioadă? Clar, pentru că ușor se vede și stilul de joc al dânsului și eu am lucrat cu dânsul și știu ce fel de antrenor este. Bun, am mai puizat subiectul Rapid, mai avem unul singur, Dinamo. A fost și o conferință de presă ieri. După ce au ieșit din insolvență, deja visează lucruri frumoase. Vor să iasă din insolvență. După ce au planul de realizare, vor să iasă din insolvență și apoi să atace cupele europene. Asta este. Și în 3 ani s-a pus un pariu, nu? Da. 3 ani titlu. Cel mai important lucru că au tras încă un acționar, am înțeles. Ceea ce potența financiară poate crește în momentul ăsta. Dar e greu. Dinamo încă... Sigur, poate așa prin acest plan, nou plan de reorganizare aprobat, să atragă, eu știu, investitori cu potență financiară mai mare. Dar acolo și la Dinamo trebuie fie cineva care să conducă toată povestea asta. Când sunt 4 investitori și fiecare 25%, va fi greu să se ia și am o decizie, pentru că răspunderea nu știi pe umerii cui cade. Eu n-am înțeles un lucru, dacă... De ce s-a retras tricoul cu numărul 12? În onoarea fanului dinamoviști. Păi cum îl retragi? În onoarea... Păi, adică e al fanului dinamoviști, păi, și nu mai poate fi folosit în teren de nimeni. Da. Exact. Exact ca la fotbal numărul 7. Marius Lăcătuși. Lăcătuși sau... la Steaua nu are 7 nimeni. Bine, nu știu cine folosea numărul 12, cred că un portar. Un portar și aș fi făcut altfel, aș fi împărțit tricouri. Acum pe Arena Națională, că înțeleg că joacă meciul cu FC-ul Craiova pe Arena Națională. Întrebare, să văd. Aș fi dat 40.000 de tricouri. La Mondialul 78 a fost prima dată când a apărut un portar cu al număr decât unul sau 12. Și Filion. Nu. Portarul Olandei. Al Olandei. Numărul 8. Youngblood. Numărul 8, da. Numărul 8, atunci a fost pentru toată lumea o surpriză. Așa a apărut portarul cu numărul 8. Cu numărul 8. Da. Și acum avem numere de trolebuz la foarte multe echipe.
Cornel Dinu a zis extraordinară. Dumnezeu zice, când îi văd cu numere de-astea de la Vatra Luminoasă până la Universitate în vineră, 85-83. Da. Deci să înțeleg că la Dinamo lucrurile sunt spre bine acum, nu? Să sperăm acum. Este, mi se pare așa totul prea teatral, domne, totul e bine. Stai să vedem, hai să o luăm, să muncim, să facem, să dregem și vedem noi. Trebuie să aibă mare grijă și în plan sportiv, pentru că au venit acum. Da, și Rapidul vrea să ia titlul în 3 ani. Adică... Acum, noi ne-am înțeles, nu au acționat, a cumpărat procentele alea de la Red & White sau de la FC Dinamo? De la Red & White. A, deci, ei sunt acționari Red & White, care este la rândul la Dinamo majoritar. Vom vedea. Da. Și a plecat, s-a retras, înțeleg, domnul Florica. Da. Da. Care... care a invocat niște probleme de sănătate. Accident, da. A fost foarte clar ce a invocat. A susținut Dinamo, sperând că fiul lui va putea și cu la Dinamo. Adică nu mai un secret pentru la nimeni. Tunar. L-am văzut eu la prima etapă, ce se tunar cu CSM Slatin. O să-l văd și 1-3. Eu că a căzut în grupă cu Craiova, cu Cupa României. Și... Nu știu dacă o să-l vezi, dacă va mai juca. Nu a avut anumite... O evoluție extraordinară. Da. Haideți să-l ascultăm pe Florin Prunea și pe Ionuț Lupescu despre situația de la Dinamo. Dinamo a fost, trebuie să spunem cu toții, la un pas de dispariție. Pentru că unul singur a crezut în acest plan de reorganizare și a mers cu el până la capăt și din punctul meu de vedere merită felicitări. Vorba de Răzvan Zăvăleanu. Toată lumea vorbea, spunea la vremea respectivă, domnule, hai să o luăm din Liga 4, hai să o luăm din Liga 5. Te rog să mă crezi că dacă nu m-a rugat de el, zic, băi Răzvane, să nu faci, asta e cea mai mare prostie care o să putea să faceți. Dinamo nu se compară, Dinamo este altceva. Nu am nimic cu Rapidul, un club mare, dar Dinamo a fost tot timpul altceva, un club serios, Ministerul de Interne, cu tot. De asta am zis, Dinamo nu-și permite să piardă 4-5 ani, să stea în Liga 4, Liga 3, Liga 2, că nu-ți garantează nimeni că promovezi, că vezi ce se întâmplă. Și să 5 ani să n-aibă echipe în Liga 1. Nu prea e niciun proiect la Dinamo deocamdată, nu l-am văzut și nu înțeleg încă 100%. Vom vedea pe viitor ce va fi. Eu nu am, mi-ar place, am declarat întotdeauna, dar nu țin neapărat să vină la Dinamo. Dezamăgirea a fost Elias. Pentru că chiar dacă în acte el este DDB-ul, programul nu este Elias. Programul sunt, la un moment dat eram peste 15.000 de suportă și putea să crească și mai mult. Dar m-am oprit atunci când am văzut că, de fapt, se dădeau banii după cum se vrea, la cine vrea, cum vrea, fără o transparență, așa cum ar trebui, și mi-am dat seama că are niciun rost. Și că, de fapt, el a vrut să vrea, și cred că și eu în continuare, vrea să fie implicat, să conducă mai mult destinia clubului. Ionuț Lupescu și Florin Prunea, o singură întrebare, spuneți-mi scorul de mâine seară. Haideți, domnul Dinu, că am văzut că mai jucați să la pariuri. Să marcăm un gol mai mult ca aici, atât, nu contează. Să dăm gol, nu stai cu mâna, să dăm gol, nu știu cum. Adică, cum am dat cu Olanda, doresc, la Constanța. Așa să fie. Ne dorim foarte mult, tata. Cred că mai mult și noi. Și Vincic ăsta slovenul să ajungă președintele Comisiei Centrale de Arbitri, cum a ajuns Vasara să atunci, nu? Marius? 1-0 pentru noi, cu... Gol târziu. Da, vreau să spun, cu gol de în prelungire. Târziu este, da. Târziu e membru or, nu e fotbalist. 1-0 pentru noi. Am înțeles. Deci tot victorie la limită. Nu știu, să fie 4-0, nu mă trecează. Am impresia că stă suporter, nu stăți realiști. Păi, dar ce trebuie să fim? Pentru că în momentul ăsta ce să dorim altceva? Ce vrei? Să ne exprimăm scepticismul, teama... Nu, realismul vreau. Dacă realism. 1-0 cu un gol pe care nici noi nu mai speram că o să vină. Ne dăm specialiști să supără pe noi. Edi, nu știu, Burleanu. Am mai avut meciul ăsta cu Norvegia, nu? Când am dat un gol cu Mitriță tot pe final și... Da. Da. Au fost, da? Mulțumesc, Marius Mitran, mulțumesc, Dinu Gheorghe. Aceasta a fost și emisiunea ProSport Live. Sunt Daniel Lazare. Vă dau întâlnire luni după ora 18. Evident, o să discutăm despre această partidă și despre cea următoare cu Kosovo. Toate cele bune, rămâneți pe ProSport.ro.